Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Dragii mei, vreau să vă mulțumesc pentru prezența în sanctuar, celor care slujesc, să le mulțumesc pentru slujire și Domnului să-i mulțumim pentru har. Vă invit, dragii mei, să vă redeschideți Biblia și în seara aceasta să citim pilda fiului risipitor. Este Luca, capitolul 15, începem cu versetul 11. Citim până la versetul 23. Luca 15, de la versetul 11 până la 23. Vă rog în numele Domnului să vă ridicați în picioare în cinstea Evangheliei din care citim. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară îndepărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le da nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici, mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim. Amin. Dragii mei, vă invit să vă reocupați locurile. Suntem binecuvântați să avem în noi duh de viață, sănătate și dorința să ne întâlnim cu Dumnezeu în sanctuar, alături de Sfinții Domnului de la Betania. Pe toți în numele Domnului Iisus Hristos vă salutăm și vă binecuvântăm, rugându-ne Stăpânului să se îndure de fiecare, să hrănească pe fiecare, să binecuvinteze pe fiecare, fiindcă la Dumnezeu este și voința și înfăptuirea. El dă și voința și înfăptuirea. În seara aceasta, dragii mei, continuăm pildele Domnului Iisus Hristos și am ajuns la pilda numărul 11, respectiv la fiul pierdut. Repet faptul că am afirmat joile trecute că în Luca capitolul 15 sunt lucruri pierdute. O oaie pierdută dintr-o sută de oi, o monedă pierdută din 10 monezi, și un fiu pierdut dintre doi fii. Pilda fiului pierdut este o adevărată capodoperă a pildelor Mântuitorului. Ea ar putea fi numită foarte bine pilda fiilor pierduți sau pilda tatălui iubitor sau pilda fratelui neiertător sau pilda iertării divine. În nicio altă pildă, Domnul Iisus nu-L prezintă pe Dumnezeu mai aproape de omul păcătos decât în această pildă. În pilda semănătorului, spre exemplu, sau în pilda neghinei, omul este asemănat cu sămânța și Dumnezeu cu semănătorul. În pilda oii rătăcite, omul este asemănat cu o oaie rătăcită și Dumnezeu cu păstorul. În pilda vierilor, omul este lucrătorul și Dumnezeu este stăpânul. În pilda nunții fiului de împărat, omul este chemat la nuntă și Dumnezeu este împăratul. Însă, în pilda fiului pierdut, omul este fiul pierdut și Dumnezeu este
tata. În nicio altă pildă Dumnezeu nu este tată. Ori și în lumea umană, tata este persoana mai aproape de inima ta decât împăratul, decât stăpânul, decât șeful companiei, decât orice altă persoană din lume. Toate aceste pilde ne ajută să înțelegem legătura noastră cu Domnul din mai multe perspective. Dacă ar fi lipsit pilda aceasta din Biblie, am fi pierdut foarte mult, fiindcă ea este singura pildă care ne-l descoperă pe Dumnezeu ca Tată și ne pune pe noi în calitate de fii, care, deși am fost pierduți, avem perspectiva revenirii acasă, în urma crizelor prin care trecem despărțiți de El. Nu doar robi, nu doar lucrători, nu doar oaspeți la nuntă, ci fii ai Săi. Descoperirea acestei valențe, acestei laturi din caracterul lui Dumnezeu, a fost una dintre obiectivele Mântuitorului Iisus Hristos în activitatea sa mesianică. În primul rând aș vrea să vedem, ca și dățile trecute, care a fost motivația acestei pilde atunci când Domnul Iisus Hristos a spus-o. Și o să repet ceea ce am spus în ultimile două joi. Din punct de vedere al acestei pilde, oamenii se împart în două categorii. Păcătoși declarați, care sunt reprezentați în pildă prin vameși și păcătoși, și păcătoși nedeclarați, păcătoși ascunși, păcătoși care încearcă cel puțin să nu facă public păcatele. Și aceștia sunt reprezentați în pildă prin farisei și prin cărturari. Scopul pildei a fost să pună în evidență exclusivismul religios al fariseilor și cărturarilor față de vameși și de păcătoși, crezând că ei sunt îndreptățiți să intre în împărăția lui Dumnezeu înaintea acestora. Mântuitorul Iisus Hristos spune această pildă și invită ambele grupuri să fie ascultători de Dumnezeu, să se pocăiască în relația cu El și de asemenea să aibă o relație spirituală unii cu alții. Aceasta este motivația pildei. Domnul este martor la discuția dintre vameși și păcătoși și cărturari și farisei. Vede de asemenea disprețul pe fața cărturarilor și fariseilor atunci când El își făcea timp pentru vameși și pentru păcătoși. Și spune aceste trei pilde ca să demonstreze că El, în calitate de Dumnezeu, îi iubește pe oameni în mod egal, indiferent de condiția lor. În lumea noastră există criterii de selecție, criterii care dau naștere la inferioritate și la superioritate. Dar înaintea lui Dumnezeu, oamenii sunt egali. Prin aceste trei pilde, Domnul vrea să accentueze acest lucru și de asemenea vrea să accentueze faptul că, deși cărturarii și farisei se cred mai sfinți, ei nu sunt cu nimic mai sfinți. Este adevărat că pot avea calități morale mai multe, mai mari, dar asta nu înseamnă că ei sunt sfinți. Care sunt elementele pildei? Pilda are trei personaje, un tată și cei doi fii ai lui, evident, unul mai mare și unul mai mic. Observați că mama lipsește din pildă, probabil pentru că Mântuitorul, vrând să vorbească fariseilor, cărturarilor, vameșilor și păcătoșilor, despre dragostea lui Dumnezeu, care este Tatăl nostru. Tatăl îl simbolizează pe Dumnezeu care dă daruri și dă binecuvântări oamenilor care le primesc și își cer iertare. Fiul cel mai mare este simbolul fariseilor și cărturarilor. El își ascunde păcatul în spatele rămânerii acasă. El nu este rău, dar el este selectiv și invidios. El nu pleacă în lume, el nu-și cere partea de avere, el nu mănâncă nici măcar un ied cu prietenii lui la petreceri, nu-și permite distracții publice, merge zilnic la lucrul câmpului, este ascultător întru totul de tatăl lui și el prezintă o imagine religioasă de excepție. El trece drept un copil ascultător
Pentru toți oamenii din sat, el era un copil foarte bun. Fiul cel mai mic este simbolul vameșilor și păcătoșilor. El este păcătos declarat. El nu are rușine să facă păcate în mod public, fără să încerce să le ascundă, să le mascheze. El cere în mod obraznic și nemeritat averea tatălui, el pleacă de acasă făcându-și familia de rușine, destrăbălându-se în lume, cheltuind banii care nu erau ai lui, el este neascultător. Pilda aceasta, în aparență, prezintă un tată cu inima frântă și un copil pierdut. În adevăr, pilda aceasta prezintă un tată cu inima frântă, dar pentru doi copii pierduți. Este adevărat că felul în care sunt pierduți este diferit, dar amândoi sunt pierduți. Numai că pierderea se manifestă diferit și locurile unde sunt pierduți sunt diferite. Unul este pierdut în păcate publice, afară, pe care le face fără rușine, în lume. Celălalt este pierdut în casă, ruginit de invidie, de răutate și de dușmănie, nu-și suportă tatăl, stă acolo de silă că n-are tupeu să plece și el. Și de asemenea, nu-și suportă fratele. Este foarte disprețuitor, este foarte ironic și este foarte neiertător. Omul acesta este pierdut în toată regula, numai că este pierdut într-un loc ciudat, acolo unde nu te-ai aștepta să găsești oameni pierduți. Sincer să fim, nu ne așteptăm să găsim tineri pierduți în adunare, dar asta nu înseamnă că nu sunt. Ne așteptăm ca tinerii pierduți să fie în lume și adevărat că acolo sunt. Dar Scriptura în această zi vrea să ne prezinte o învățătură deosebită. Vameșii și păcătoși, este adevărat că sunt mai pierduți decât farisei și cărturarii. Dar credeți-mă că farisei și cărturarii au șanse mai mici să se pocăiască. Pentru faptul că ei vor accepta mai greu că sunt păcătoși, tocmai datorită aparenței lor de religiozitate. Aduceți-vă aminte când s-a rugat un vameș și un păcătos, este un exemplu grăitor. Vameșul, fiind un om care trăia în mod public în păcat, știind că oamenii cunosc viața lui păcătoasă, n-a avut nicio problemă să recunoască că el este un om păcătos. Dar fariseul, care era cotat, calificat în satul lui, în localitatea lui, drept un om de onoare, cum era el acum să se ducă la templu, să contrazică opinia publică a tuturor consătenilor lui, care nu știau nimic rău de el, pentru că el făcea fapte publice bune? În spatele lor era problema, în inima lui era problema, dar oamenii n-au acces în inima altuia. De aceea el spune: Tată, Doamne, eu fac asta, eu fac asta, eu nu sunt ca omul ăsta prăpădit. Ăsta este un om rău și tot satul îl cunoaște ca pe un om rău. Numai că Dumnezeu din ceruri face o afirmație care șochează. Omul acela rău mai repede se întoarce acasă iertat pentru că s-a pocăit. Timp în care fariseul acesta, cu toată aparența lui publică, nu se va întoarce acasă iertat pentru că nu s-a pocăit. Din punctul lui de vedere, el nu are pentru ce să-și ceară iertare. El e punctual, el e serios, el nu bârfește, el nu fură, el nu minte. El, de la cer până la pământ, e Sfântul lui Dumnezeu și se duce să se roage doar ca să pună în evidență religiozitatea lui și să se autoaprecieze. Dumnezeu se uită cu jenă, să nu folosesc alt cuvânt, la atitudinea de plâns a acestui om și spune: mai repede se va întoarce celălalt iertat acasă. Dar de ce, Doamne, că e mai rău? E adevărat că e mai rău, dar la fel de adevărat este că se și pocăiește de răul care l-a făcut, timp în care ăsta nu se pocăiește. Dimpotrivă, are despre el părerea că este cel mai sfânt om de pe pământ. Pentru credincioșii care vin la adunare, riscul să se creadă foarte credincioși, să se uite la alții cu inferioritate, cu dispreț, cu ironie, văzând la alții greșeli și la ei nu, riscul acesta, să știți că nu e al oamenilor din lume, este al oamenilor din adunarea lui Dumnezeu. Amândoi fiii sunt nerespectoși, răutăcioși, egoiști, materialiști. Primul spune: dă-mi. Al doilea îi reproșează tatălui său: nu mi-ai dat. Amândoi aveau probleme cu dă-mi. Primul e mai tupeiz, mai îndrăzneț, e coleric, e așa obraznic.
și spune, dăm tată. Al doilea n-are îndrăzneală să ceară, dar mai târziu spune, mie nu mi-ai dat. Asta înseamnă că și el ar fi vrut să primească. Amândoi sunt cu ochii pe a primi. Amândoi spun, dă-mi, dă-mi, dă-mi. Cui? Bătrânului tată. Care este explicația pildei? În al treilea rând, explicația pildei. Pentru o mai bună înțelegere a mesajului pildei, vom studia pe rând cele trei persoane, datorită felului în care Domnul Iisus Hristos a spus pilda. Vom începe cu fiul cel mai tânăr, așa cum am citit în această seară din Scripturi. Mântuitorul spune această pildă pentru a descoperi adevărata dimensiune a destrăbălării omului, dar și pentru a pune în evidență adevărata măreție a iertării sale prin Hristos, dacă omul se pocăiește și crede în Evanghelie. Această pildă a fost deopotrivă o motivație la pocăință pentru vameși și păcătoși, dar și pentru cărturari și farisei. Aceștia, din urmă, ascultând pilda, au primit o lecție grozavă să-și corecteze tendința de a judeca, de a critica și de a subaprecia pe vameși și pe păcătoși, spunând că-s mai răi decât ei. Etapele vieții fiului pierdut prezentate în pilda din Luca capitolul 15 sunt următoarele. Părăsirea familiei, risipirea averii tatălui într-o țară îndepărtată, într-un mod de viață destrăbălat, criza și trezirea conștiinței, întoarcerea cu pocăință și primirea cu dragoste, sărbătoarea restaurării. Aceștia sunt pașii pe care îi descoperim, acestea sunt etapele vieții fiului pierdut, cădere și restaurare. Părăsirea familiei. Fiul cel mic își permite să rupă relația cu tatăl, pentru el n-a fost scumpă, nici cu fratele. Își permite să-și rupă relația cu prietenii și concetățenii, doar pentru distracții, pentru libertate, pentru bani și pentru anturajul care speră să-l împlinească mai mult decât viața familială. Decizia de a pleca din familie l-a pus în situația să piardă relația cu tatăl și încrederea tatălui, să piardă încrederea sătenilor, dreptul de moștenitor, averea, timpul și de fapt a câștiga nimic. El este nerespectos, este egoist, este obraznic, cheltuitor, leneș, îi place să plece de acasă, îl obosește să stea acasă și să facă ceva pentru casă, este obsedat de distracții, este păcătos pe față, fără rușine. Și observați că el vine la tatăl și cere partea lui de moștenire, numai că o cere înainte de moartea tatălui. Tată, dăm partea ce mi se cuvine. În baza tradițiilor care sunt păstrate în Orientul Mijlociu până astăzi, cererea lui către tatăl se traduce prin tată, aș vrea ca să mori, pentru că murind pot intra în posesia moștenirii pe care o vreau acum. El nu doar că a cerut averea, dar a cheltuit-o într-un loc nepotrivit, împreună cu oameni nepotriviți, făcând lucruri nepotrivite. Observați că a cerut moștenirea nu doar înainte de moartea tatălui, ci și înaintea primului născut, el era fiul mai mic. În primul rând, nu poți cere moștenirea înainte ca tatăl să moară. Moștenirea îți revine în mod automat după ce tatăl moare. Sau ea poate să îți revină în timpul vieții tatălui dacă el hotărăște lucrul acesta simțind că îi se apropie obștescul sfârșit. Nici măcar primul născut nu-și putea permite după Scripturi să pretindă moștenirea de la tatăl atâta timp cât era în viață. Gestul ăsta a fost foarte obraznic. A fost un gest obraznic exprimat de un om egoist și obsedat de bani, iar cu ajutorul banilor obsedat de toate celelalte lucruri pe care avea de gând să le facă. Reacția neașteptată a tatălui de a împărți moștenirea celor doi fii, dar și tăcerea tacită și ciudată a fiului mai mare sugerează în mod tainic o slabă relație între tatăl și cei doi fii.
Relația dintre el și fiul mai mic este pusă în evidență și pentru faptul că el nu încearcă să-l corecteze pe copil. Asta înseamnă, pe de o parte, că era obosit să încerce să-l corecteze. Știa că este în zadar să mai încerce încă o dată. Probabil că a făcut lucrul acesta în ultimii ani foarte mult. Foarte probabil că tânărul acesta avea între 16 și 20 de ani. Atitudinea tatălui este greu de explicat. Nu încearcă să-l corecteze, nici să-l oprească, dar nu numai că jumătate din averea lui i-o dă fiului care în mod nedrept i-o cere, dar el le împarte averea celor doi și îi dă avere și celuilalt care n-a cerut. Este drept că Biblia nu ne spune că celălalt ar fi vândut averea ca și primul, adică cel mai mic. Cel mai mic a vândut averea ca să intre în posesia banilor, că nu pleca cu pământul după el. A vândut averea după ce a intrat în posesia moștenirii de drept și cu banii pe care i-a câștigat și-a umplut buzunarele și a plecat într-o țară îndepărtată. Biblia ne spune că tatăl și celui mai mare i-a împărțit averea, dar Biblia nu menționează că el ar fi vândut-o pentru ca să intre în posesia banilor, dar nici nu menționează că i-ar fi spus tatălui că el n-are nevoie de ea. Atenție! Toate aceste amănunte trădează aspecte din caracterul acestor doi, pentru că la o citire superficială descoperim una și descoperim una superficială, evident. Însă la o citire atentă și cinstită, la o exegeză corectă asupra textului, vom observa că omul acesta a avut parte de doi copii pierduți. Unul însă a fost mai obraznic, mai vorbăreț, mai îndrăzneț și și-a spus punctul de vedere, celălalt a profitat de îndrăzneala primului și a luat și el ce îi se cuvine, neavând îndrăzneala să pretindă verbal și personal lucrurile pe care le avea în inima lui. Și vom constata asta și mai târziu. Observați că cel mic nu doar că a cerut moștenirea înainte de moartea tatălui, nici că a cerut moștenirea înainte de primul născut, după cum ar fi fost normal după lege, dar el a cerut moștenirea înainte să-și asume orice responsabilitate ca moștenitor. Pilda nu ne spune că ar fi mers la lucru pe ogor. Nu ne spune că ar fi făcut ceva pentru moștenirea care aștepta să îi revină sau de fapt să devină a lui. De cel mai mare spune Biblia că a mers la lucru, dar de el nu. N-a făcut nimic pentru moștenirea aceea, dar de-abia aștepta să moară babacul ca să intre în posesia moștenirii, în posesia banilor și să-i cheltuiască așa cum știa el că trebuie cheltuiți banii. El credea că numai el știe să cheltuiască banii într-un mod eficient, lucru pe care l-a și făcut. Adevărul este că n-a fost eficient. Mai târziu recunoaște și el asta. Dar ce folos că banii s-au dus. E adevărat că a rămas el și n-a rămas puțin. Risipirea averii tatălui este a doua etapă. A cerut moștenirea cu un gând egoist. Fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară îndepărtată unde și-a risipit averea. Vă rog frumos să observați faptul că foarte probabil s-a auzit imediat în sat ce s-a întâmplat în casa acestui om și toți consătenii au dezaprobat atitudinea lui obraznică și lipsită de respect. Probabil, din acest motiv, el repede a vândut moștenirea și a plecat. Uitați ce spune Scriptura, menționează asta, nu după multe zile. S-a grăbit să plece, pentru că toți oamenii care erau în anturajul tatălui lor și din gură în gură s-a răspândit în tot satul. În vremea aceea satele erau mici. Tot satul a aflat de gestul lui obraznic și toți se uitau la el cu dispreț, ca la un copil neascultător. Ei, asta l-a pus pe foc și a vrut să plece cât mai repede, să scape de privirea dezaprobatoare a concetățenilor săi. A vrut să fie liber. Până acum, doar tatăl se uita dojenitor, mustrător la el. Acum se uitau toți oamenii din sat, pentru că au auzit de tupeul lui, de îndrăzneala lui. Să cer tu moștenire de la tata înainte să moară? Să cer tu moștenire de la tata înaintea fratelui mai mare? Tu care n-ai făcut nimic pentru pământ și pentru tot ce avea tatăl strâns, tu pretinzi bani să te duci să te distrezi? Păi ce fel de om ești tu? Evident, el a încercat să plece cât mai repede din sat, nu după multe zile, menționează doctorul Luca, evanghelistul.
a cerut punând în evidență un caracter slab. Observați că lipsește expresia te rog, nici măcar n-a fost politicos. Poți fi îndrăznesc și tupeist, dar măcar politicos. El a fost și îndrăznesc și tupeist și obraznic și egoist și leneș și n-a fost nici politicos. Se duce la taică-so și spune, dă-mi partea de avere. Nici măcar nu-i spune, tată, te rog frumos, dă-mi partea de avere. E adevărat că n-ai murit, dar e adevărat și că fratele mai mare n-a venit să-ți ceară dreptul. Dar nu mai poți să mai rabd. Te rog frumos, dacă poți, dă-mi partea de avere că-s copilul tău și mă topesc de dragul banilor. N-a spus asta, a venit cu tupeu și nici măcar această politețe convențională n-a folosit-o. Te rog frumos. Uitându-mă în vremea în care noi trăim, să știți că problema aceasta a lipsei de politețe neconvențională este una foarte des întâlnită. Foarte des întâlnită. Oamenii nu știu nici să spună te rog frumos și după aceea nu știu să spună nici mulțumesc. Au foarte mari probleme oamenii cu asta. Li se pare că îi inferiorizează dacă spun te rog frumos. Îi se pare că dau prea mult respect persoanei cu care vorbesc și persoana aia nu merită aceste cuvinte de aur scoase din colivia inimii lor. Frați dragi, politețea exprimă bună creștere, exprimă bun simț, exprimă omenie, exprimă un om care are capul pe umeri, exprimă educație, exprimă valori care stau la baza unei vieți și dacă mai e vorba și de un pocăit, o, Doamne, iartă-mă! Păi cum să fie pocăit dacă nu-i om? Cum să învețe legile cerului dacă nu le știe el pe ale pământului? Cum să mergi pe stânga în Australia când nu poți să mergi pe dreapta în America? Când am fost în Australia în vizită, l-am rugat pe Marius să-mi dea mașina să conduc și eu și nu de puține ori m-am trezit că mă duc tot pe partea pe care merg de obicei și când venea mașină din față și trecea pe partea asta, intram în panică, că în mod normal mașinile când vin trec pe partea asta pe lângă tine și acum treceau pe aici și trebuia să mă gândesc foarte bine, stai aici, că aici e normal. E peste mână. Nu-i ușor să înveți să mergi pe stânga, dar dacă nu știi să mergi pe dreapta, atunci nici nu mai are rost să încerci. Legile cerului sunt greu de împlinit și cineva care nu le-a învățat pe cele ale pământului, mi se pare că se înjugă la un juc prea greu pentru el. Tânărul acesta a avut foarte multe probleme. Apoi, el a cerut moștenirea pentru a-și plăti destrăbălarea dorită. Scriptura menționează că a dus o viață destrăbălată. Nu spune Biblia amănunte despre maniera destrăbălării. Fiul mai mare, după cum vom vedea data viitoare dacă suntem în viață și sănătoși, insinuează femei și aventuri cu femei, dar aici în text nu ni se spune, cel mai mare din invidie și din răutate a insinuat treaba asta. Dar acum nu suntem la el. Să vorbim puțin despre criza și trezirea conștiinței. Această pildă este o pildă complexă. Este o povestire mai lungă, de aceea este ușor să desprindem din ea învățături mai multe și să întocmim o predică de învățătură. Nu-i ca alte pilde, două versete, de unde este greu, trebuie să sapi foarte mult să scoți un pic de apă. Criza și trezirea conștiinței. Așteptările înșelate din partea anturajului, asta a fost o mare problemă pentru el. El și-a imaginat că a întâlnit cei mai buni oameni din lume. Știți care este una dintre marile probleme ale copiilor noștri? De când încep să deosebească stânga de dreapta, se simt sufocați de tata și mai ales de mama, care mereu și mereu îi repetă aceleași lucruri. Și nu mai vrea să le audă. Când iese pe ușă, mama iese după el și el știe dinainte poezia. Mama îi va spune să nu meargă repede, dar în același timp să se grăbească, să nu meargă cu nu știu cine și să nu facă nu știu ce, să fie punctual la biserică și să nu se mai ducă în altă parte, să vină direct acasă. El știe poezia asta, poate să o reproducă. Nu mai vrea să o audă. Ei, din această pricină se naște în el o tendință de revoltă și spune, Doamne, m-am făcut mare și tot poezia asta mi-o toarce la ureche. Și atunci își face prieteni și marea lui problemă este că acești prieteni nu-l ceartă niciodată, nu-i spun niciodată să meargă sub speed sau în speed, adică cu viteză regulamentară, nu-i spun niciodată să fie cu minte și punctual, nu-l ceartă niciodată că e obraznic și vulgar,
Nu-l ceartă niciodată că merge cu viteză în parcarea bisericii și poate omorâ un copil care scapă mamei din mână. Nu-i zice niciodată nimic și el zice așa, păi astfel de relație, da. Am scăpat de vocea lui mama și de cicăleala lui tata. Dom'le, dar abia am scăpat. Cu oamenii ăștia sunt imposibili. Dar acum mă bucur că am dat de băieții ăștia de treabă, ăștia nu-mi reproșează niciodată nimic. Fiecare dintre noi căutăm prietenia cu cineva care nu ne înțeapă toată ziua. Niciunul dintre noi nu căutăm o prietenie a cuiva care toată ziua se leagă de noi, se leagă de nevastă, de copii, ne reproșează, ne bârfește, ne clevetește. Câți dintre dumneavoastră căutați un astfel de prieten? Se zice că Socrate, filozoful din vechime, a avut o astfel de nevastă. Am citit o grămadă de povești remarcabile, celebre, pe marginea vieților de familie. Și înțeleptul recunoaște că el a ajuns filozof datorită răbdării pe care a trebuit să o cultive pentru a rămâne în relație de căsătorie cu nevastă sa, care a fost o femeie foarte complicată. Ei bine, revenind la copiii care pleacă de acasă și dau de prieteni care nu le reproșează nimic, pentru ei e o relație foarte tentantă, pentru că aici nu li se impută nimic, nu li se reproșează nimic, aici sunt băieții perfecți. Și el, mergând în anturajul acesta și având bani, înconjurat de foarte mulți oameni, probabil fete și băieți, ne imaginăm forme de destrăbălare, dar nu are rost. Important este că a ajuns la un moment dat fără bani și când a ajuns fără bani, a ajuns și fără prieteni. El a crezut că prietenii aceștia sunt oameni de onoare, dar și-a dat seama că au fost niște oameni care l-au manipulat și i-au mâncat banii. Și acum așteptările lui sunt înșelate. Știți ce rău e să fii o fată și să te îndrăgostești de un băiat și să începi să ieși cu el și mama să-ți spună de 2000 de ori pe zi, și verbal și la telefon, draga mami, nu merge cu ăsta, că eu îl miros că nu-i băiat de treabă. Și tu intri în conflict cu mama și nu mai ai nicio relație cu ea și nici cu tata și nu mai vrei să-i vezi, cum intri în casă, băști în dormitor și te încui ca să nu le mai auzi vocea și te ceri cu toate rudele și cu părinții pentru el și zici că ăsta e prințul. Și ăsta peste 2 ani după ce îți mănâncă toți banii, pleacă. Și rămâi cu mama și cu toate cuvintele adevărate pe care le-a spus ea și 2 ani nu le-ai recunoscut. Și mama acum vine și spune, ți-am spus eu? Și când îți zice asta, îți dă cu un ciocan de 1000 de pounds, de kilograme, drept în cap. Că mama a avut dreptate, dar n-ai avut minte destulă, te-ai îndrăgostit de el sau de ea, ai zis că-i băiat de treabă, că toți băieții sunt de treabă până la o vreme și toate fetele sunt de treabă până la o vreme, până când îți mănâncă banii sau orice altceva de valoare ai. Și atunci pleacă și te lasă și rămâi înșelat și cu mama, care se dovedește că a avut dreptate 2 ani când te-a cicălit. Și când îți spunea, îl miros că nu-i băiat de treabă. Și tu că n-ai experiență și că ai avut bani și n-ai avut minte, ai spus, ba da, e băiat de treabă. Și uite cât de băiat de treabă e, că a plecat și a rămas locul gol. Și nu doar locul gol. Așteptări înșelate. 2. Nevoi elementare neîmplinite. Să ai tu o grămadă de bani să hrănești pe alții și la un moment dat să nu mai ai bani să te hrănești pe tine, e foarte complicat să suporți asta. Să ai bani ca să mănânci ce îți place și când îți place și unde îți place și la urmă să nu mai ai bani să mănânci nimic și nicăieri. Să cobori atât de mult de undeva, nicăieri, foarte complicat. Nu mai avea ce să mănânce bietul. El evreu s-a angajat la un neevreu care avea fermă de porci, că un evreu, imaginați-vă că nu face fermă de porci, cât de neevreu ar fi el. Și s-a angajat la un neevreu care avea crescătorie de porci și Biblia menționează că într-o condiție atât de nenorocită a ajuns, încât ar fi mâncat și lăturile porcilor, mâncarea porcilor, dar nu o avea, nu i-o dădea nimeni. Vă puteți imagina ce comparație face Scriptura ca să demonstreze lipsurile elementare în care a ajuns acest tânăr și nevoile lui neîmplinite. El băiat de bani gata, el îmbrăcat în catifea, el care a crescut în puf, să vrea să mănânce din troc cu porci și să nu îi se permită? Vă puteți imagina ce șoc a trăit acest băiat? Apoi, singurătate și sentiment de inferioritate.
Atunci când te simți manipulat, ai un sentiment foarte neplăcut. Când îți dai seama că cineva nu te iubește pe tine, iubește banii tăi, sau iubește poziția ta, sau iubește ceva din tine, dar nu pe tine. De fapt, te iubește că vrea să te manipuleze, să te folosească. Ai un sentiment de umilință teribil și te gândești, băi, dar unde am fost? N-am văzut și eu, n-am fost aici? E foarte, foarte neplăcut să fii manipulat, să fii folosit ca un obiect. Consumat și apoi aruncat la lucruri consumate. Însă se întâmplă ceva, criza asta prin care trece îl conduce la pocăință. Însă ceea ce vreau să menționez e că pocăința nu vine prin conștiință, vine prin stomac. Dacă avea ce să mănânce, foarte probabil că nu se pocăia. Pocăința nu vine la el prin conștiință, așa cum a lăsat Dumnezeu din cer să se întâmple, și vine prin stomac. Și când îi se golește stomacul de tot, dintr-o dată îi se umple mintea cu pocăință. E invers proporțional la băiatul ăsta. Când i-a fost stomacul plin, a avut mintea goală. Și acum îi se golește stomacul și îi se umple mintea. Nu vă garantez că metoda asta lucrează la oricine care e acolo, dar la băiatul ăsta așa s-a întâmplat. Aceasta demonstrează care este de obicei motivația pocăinței unui om. Omul nu se pocăiește când îi merge bine, când are moștenirea lui tata în buzunar, când e în călătorie spre țara cea îndepărtată, când e înconjurat de anturajul destrăbălat, atunci există riscuri sau șanse minime ca să se pocăiască. Însă când îl părăsesc toți, când îi rămân nevoile neîmplinite, când toată lumea îi spune, atunci atât de umilit este încât încearcă să se mai agațe de cineva, dar nu mai are de cine că e gol. Și atunci se agață de cel care nu te părăsește niciodată cât ești în viață, de Dumnezeu. Nu te părăsește în sensul nu că nu-ți pierzi mântuirea, nu mă înțelegeți greșit. Nu vreau să spun că el era mântuit acolo. Vreau să spun că Dumnezeu ascultă rugăciunea păcătosului, indiferent cum e el și cine e el. Probabil că fariseii și cărturarii, când au auzit pilda aceasta spusă de Domnul, au zâmbit pentru că și-au dat seama că vorbește nu de unul din tagma lor. Fiul pierdut era unul din categoria vameșilor și păcătoșilor. Numai un vameș și un păcătos putea să facă așa ceva. Un fariseu și un cărturar nu se putea comporta public așa. Și el, auzind povestea unui păcătos și unui vameș, și când au auzit cum l-a pedepsit Dumnezeu și cum a ajuns să dorească mâncare de la porc și n-a avut-o nici pe asta, și cât de rău a ajuns, probabil că a zâmbit și în mintea lor au spus, așa le trebuie, bravo, păi și noi spuneam tot la fel, atunci ce cauți cu ei? O fi gândit în mintea lor despre Iisus Hristos. Pe ei îi interesa să-i judece pe oameni, pe Iisus îl interesa să ierte pe oameni, aveau obiective foarte diferite. Pocăința fiului pierdut întors acasă este o pocăință totală, este o capitulare deplină și fără condiții. Foarte mulți oameni au încercat să înlocuiască pocăința cu multe lucruri. Compensația este o metodă, adică fac o faptă bună, mă duc la casierie și fac o donație de $500 știind că în săptămâna care a trecut am făcut mai multe rele și încerc să compensez răul făcut cu o faptă bună. Asta este o atitudine evident, nebiblică și Dumnezeu nu o ia în calcul, ca și compensație. Identificarea este o altă metodă. Sunt oameni care încearcă să se identifice, să se asocieze cu oameni foarte credincioși, cu păstori, cu proroci, cu oameni care sunt evidenți în biserică ca și credincioși buni și ei crezând că asocierea cu oamenii ăștia de ispravă face ca să se transfere și asupra lor o parte din credincioșia și din meritele acestor oameni. Nu ați observat dumneavoastră că e mai ușor să găsești o gazdă pentru un păstor renumit decât pentru un păstor nerenumit? N-ați observat că e mai ușor să găsești o gazdă pentru un proroc decât pentru un simplu membru din biserică? Și asta nu-i treabă, dar e real. O altă metodă sunt cuvinte, gesturi sau simboluri. Oameni care folosesc tot felul de cuvinte, de gesturi sau de simboluri, încercând în felul acesta să manifeste pocăință, dar asta nu-i pocăință. Sigur, viața dublă este o altă intenție a oamenilor, o altă metodă a oamenilor de a simula pocăința. Am ajuns la întoarcerea cu pocăință și primirea cu dragoste, dar în același timp am epuizat și timpul, așa că ne oprim aici și în concluzie ne pregătim inima să ne rugăm.
Vreau înainte să ne rugăm să vă pun câteva scurte întrebări. Care a fost motivația fiului pierdut să facă ce a făcut? Ce anume l-a condus la decizia greșită pe care a luat-o? Care este cel mai mare pericol într-o prietenie nesănătoasă pe care o cultivi cu banii lui tata? De ce anturajul te influențează atât de mult încât uiți tot ce te-a învățat mama și tata 15 ani sau mai mult? De ce trebuie sau ce trebuie să facă un părinte când îi se întâmplă copilului lui o astfel de situație? Dragii mei, acestea sunt întrebări care reclamă răspunsuri. Unii dintre noi suntem aici și întrebările acestea sunt în inima noastră. Sunt realități udate cu lacrimi, puse repetate în mod nesfârșit în nopți nedormite. Și stăm înaintea lui Dumnezeu și în seara aceasta cu frații, cu surorile, fiecare își cunoaște inima, situația din casă, din suflet, din familie. Și trebuie să acceptăm că o parte din lumea aceasta e formată din vameși și din păcătoși. Și uneori, membrii ai acestui partid religios sunt în familia noastră. Vin la adunare, dar ei sunt vameși și păcătoși. Poate fac ceva în adunare, dar ei sunt vameși și păcătoși. Și n-au rușine, și înfruntă păstorul, și înfruntă mama, îl înfruntă pe tata, înfruntă pe prezbiteri, înfruntă pe ușieri, nu ascultă de absolut nimeni. Acum e mare, are mușchi, știe să-ți răspundă și dacă îl superi, zice două, dă intri în pământ de rușine. Și uneori, oamenii aceștia numiți reprezentanții vameșilor și păcătoșilor, s-ar putea să fie și în casele noastre. Ca un copil, ca un tată, ca o mamă, cine știe cum. Vreau să stăm înaintea Domnului și să ne aducem aminte de următorul lucru. Tatăl a pus armele jos și a recunoscut că nu mai poate face nimic. Nici măcar n-a mai încercat să-l țină, că de câțiva ani încerca fără succes. I-a dat ce a cerut și mintea lui a spus așa: am să te spun lui Dumnezeu. Și l-a spus. Și în câțiva ani Dumnezeu l-a adus înapoi. Haideți să stăm înaintea Domnului în această seară și să ne rugăm. Vă invit să vă ridicați. Dacă plângeți după soție, după soț, după părinți sau după copii și nu mai aveți nicio metodă, vă rog, îndreptați-vă privirea în sus și cu credință și speranță spuneți persoanele acestea lui Dumnezeu. Ne rugăm împreună. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia.